Eram în anul de grație 2009, când am cumpărat spațiul, am făcut de fapt aranjamentele cu banca, că l-am plătit în rate, am muncit de... mi-au rupt cărca 10 ani și am și albit cu aceeași ocazie, că nu eram așa bătrân dacă nu munceam. Și din cauza sau datorită unor prieteni, unui grup de prieteni, care nu prea aveau pe unde să stea și am zis, băi, eu am locul ăsta, mă, și eu visam încă din copilărie să fac un bar aici, dar nu era locul meu și hai că să facem ceva. Și uite așa, ușor, ușor, în vreo 2 luni de la deschidere, nu mai aveai loc să stai, era doar jos la subsol, în spațiu mițitel de vreo 40 de metri pătrați și rockeri mulți, spații puțin, dar cred că le plăceau tuturor, că era, le plăcea tuturor că era cald. Asta era în noiembrie 2009, afară era frig, înăuntru cald, toată lumea la căldură, la muzică, băutură, na, ce știm noi să facem mai bine, rockerii. Și uite așa, încet, încet, am transformat spațiul, am modificat și parterul, că era un magazin, l-am acaparat tot pe partea barului, că așa e societatea, trebuie să ne supunem regulilor de piață, mega imagi, chestii, nu știu dacă să zic orice, dar... Care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o din lumea asta a business-ului? Din lumea business-ului? Dacă n-ai cuvânt, trebuie să pleci acasă. Dacă nu ești serios, dacă cel puțin în ramura asta a economiei, în afacerea asta în particular, dacă nu te sacrifici să oferi cât mai mult și să ai pretenții mici, nu reușești. Spune-mi dacă aici doar se bea sau dacă mă ia foamea, dacă am opțiuni. Ai opțiuni. Cum ar fi? Nu zic eu, dar tot îmi vin cuvinte la urechi că ar fi cea mai bună pizza din oraș. Dar și de ce? Pentru că e o pizza făcută... Oricare pizza, de fapt, e făcută ca și cum mi-aș face o mie. Eu mănânc din oricare pizza pe care o fac pentru oricine, la orice oră, fără discuții. La final, un mesaj pentru clienți și pentru viitorii clienți care vor veni aici la Tony? Show must go on. Vă aștept în continuare ca multe surprize pentru voi.